Începând cu data de 3 martie, credincioșii ortodoxi intră în postul Paștelui. Pentru marea sărbătoare care se apropie, nu trebuie să ne pregătim doar frigiderul, ci și sufletul prin post, rugăciune și spovedanie. Mulți locuitori din Cernavodă renunță la carne și lactată măcar în zilele de miercuri și vineri. Pentru toți însă postul vine însoțit de sacrificii financiare, deoarece produsele sunt foarte scumpe. La salariile care sunt, nu prea ne permitem. Sunt scumpe produsele de post? Cam este. Legumele, fructe. Da, este. Cum vă simțiți după ce țineți post? Mai bine, mai curată, spirituală? Da, bineînțeles. Foarte curată și spirituală. Că sunt bătrână și trebuie să mai țiu, că asta este. Bătrânețea asta este. Cum a să plecat, da. Mai... Da, pa. Ce mâncați în post, doamnă? Ce să mâncăm, fata mea? Cartofii, așa, astea vegetale, legume, altceva, o fasolică, o de-astea, ce să facem? În post așa să mănâncă. Sunt scumpe legumele de post sau ce mâncați, mâncărurile în general? Este foarte scumpe, dar ce să facem? Măcar așa să ținem și noi, că Dumnezeu ne ține și pe noi. Zarzavaturi din astea, avem pe la frigider fasole verde băgată de toamna, băgată, ce să... Reușiți să-l țineți pe tot sau doar miercurea și vinerea? Mai întregime că nu se poate altfel. Există însă și unii credincioși pe care boala îi împiedică să respecte postul. Mai ținem săptămâna mare, vinerea, miercurea, luăm pastile, doamnă, și așa nu putem să ținem tot postul. Mai ține bătrâni ăștia, restul tineretul nu. Postul Paștelui însumează 47 de zile, începe la 3 martie și se termină pe 19 aprilie. Acesta este cel mai greu de urmat față de celelalte posturi de peste an.